Salutare, dragilor! Bine ați venit în Goa, India! Ne aflăm în localitatea Morjim. Morjim, ok. De această dată avem și companie. Este Crina cu noi și suntem pe scutere. Ne-am închiriat scutere foarte tare. Aventurile marca travelistii de-abia așteaptă să continue, nu? Plecăm să descoperim satele de aici, din Goa. Nu știm exact, nu ne-am propus. Mergem cât putem, este și foarte cald, dar vedem ce găsim pe drum. Da, ideea este că Crina n-a mai mers de mult pe scuter sau pe motocicletă, dar are permis de motocicletă, are aul, așa că pentru ea a fost ușor să-i facem o școlarizare mică. Să vedem, poate zilele viitoare o convingem și pe Vio să meargă cu noi cu scuterele. Ea a plecat pe cont propriu acum, adică prin împrejurim pe aici cu autobuzul local. Dar sperăm ca zilele viitoare să meargă și ea cu noi cu scuterele. Ușurel, învățăm și pe ea despre ce-i vorba. Ne-am închiriat scutere pentru 2 zile și pe urmă vedem ce mai facem. Hai la drum! 500 de rupii, asta înseamnă până în 6 euro, adică până în 30 de lei. Cam vreo 28 de lei am făcut noi socoteala. Pe zi, da. Am luat pentru 2 zile. Prima oprire, dragilor, suntem la Biserica Sfântul, cum îi zice Florin? Anton. Sfântul Antoni. Sfânt Antoni. Sfântul Anton. Și unde suntem? În? Siolim. În? Scrie acolo. Să mergem și la râu. În Siolim, da. Am mers vreo 6 km pe scooter. Vreau să spun că, virgulă, Crina s-a descurcat extraordinar. Da. Deja a intrat în aglomerație, se circulă foarte, foarte bine. Circulăm ușurel, cu foarte mare atenție, dar este ok pentru că înaintăm. Super! Antoni, este și râul Ceapora, pe aici trece și vedeți că în dreapta scrie Viva Siolim sau Coao. În limba portugheză, Goa a fost colonie portugheză și chiar și în biserică, în interior, erau mesaje în limba portugheză. Toată lumea aici este catolică, de origine catolică. Am ajuns în Mapusa, un oraș colonial cu tente portugheze. Chiar ne-au întrebat oamenii pe aici că ne-au auzit că vorbim și ce, dar vorbiți portugheza? Că limba noastră e puțin mai colorată, mai spre portugheza, așa, spaniolă, italiană. Foarte mișto aglomerat, mult, mult, mult mai mare decât Morjim, de unde am venit noi, la 17 km. Ne-am descurcat de minune pe scooter și acum luăm puțin la pas acest minunat orășel colonial din Goa. Ne-am oprit în oraș la o cârciumă locală. Să savurăm un Pepsi micuț. La local, cred că la noi, ca la mașini străine. E o sticlă de Pepsi la 200 de mililitri. Deci n-am văzut ce cantități au ăștia. Pahar. Nu.
Două gură de Pepsi. Suntem la 25 de kilometri sud de Morjim, adică suntem în Calangute, am ajuns în Calangute și ne aflăm chiar pe plaja din Calangute. Bem o berică și mâncăm un fistic proaspăt cules din pom, un fistic, pardon, un caju proaspăt cules din pom. Dacă nu știați, în sudul Indiei este patria cajului. Găsești cu 30 de lei un kilogram de caju. Se găsește, da, se găsește foarte mult, dar am avut șansa să găsim cu 30 de lei un kilogram. De fapt, am luat jumătate de kilogram cu 15 lei. Este o plajă foarte, foarte frumoasă, curată, mare și renumită de aici, din Goa. Dacă îți iei ceva băuturi, automat primești și șezlonguri gratuite. Thank you. Foarte multe plaje de aici din zona Goa sunt cu steag roșu pentru că bate foarte, foarte tare vântul și valurile sunt destul de mari. Nu te lasă să intri în apă să faci baie. Dar o să intru și eu puțin cu picioarele. Ce caldă e! Și chiar se simte puterea valurilor. Chiar se simte foarte tare, adică te trage către larg. Frumos. Le-am lăsat pe fete în partea aceea. Mergem puțin să facem o poză acolo cu I Love Goa. Dar priviți ce este în față, de puhoi de lume ce e acolo. Nu știu ce naibii se întâmplă, o să merg și eu până acolo să văd mai exact ce este acolo. Caute dactarii. I Love Goa. I Love Goa, chiar. Super destinație. Nu știau băieții ce fac. Uite că aici este cât de cât permis să faci baie. Sunt steagurile cu galben și cu roșu. Adică zice că sunt foarte mari valurile, dar se permite să se intre în apă. I Love Goa. Foarte frumos, foarte călduroși indienii, foarte sociabili, foarte prietenoși, dar toți când te văd, cel puțin pe noi, zice că suntem ruși. Foarte, foarte mulți ruși aici în Zoa Goa, pentru că sunt zboruri directe, cel puțin erau, înainte către Goa, din, cred că din Sankt Petersburg și Moscova. Facem un video frumos cu colegii indieni. Deci uitați câtă lume aici. Uitați câtă lume aici. Uite la Mamaia. Un zi de festival. Foarte, foarte multă lume. Dar ne place, nu? Uite și pe asta. A cules și ea ceva. Calangute Beach. Minunat. Uhuu!
foarte, foarte multă lume. Dar, spre surprinderea mea, sunt mai indieni. Cel puțin aici n-am văzut niciun turist în pe plaja din Galangute. Probabil ori fi, dar sunt ascunși. Foarte, foarte mulți indieni. Iau, uitați-vă ce e aici. Ce pufăi de lume. Hello. Hello. E pufăi de lume. Toată lumea au maieuri sau tricouri cu I love Goa. Foarte tare, mi se pare. Respect, respect pentru ei. How are you? Made in Russia, URSS. Made in URSS, nu Rusia. Că deja domnul e comunist, nu mai e... domn. Satan da de acesta. Ne-am oprit la o terasă aici de... de oameni, de localnici, de indieni autentică. Dar vreau să vă arăt pe tanti în spate cât a sacul cară pe cap. Fetele sunt până la toaletă și o să mâncăm ceva pește și calamari, ceva prăjiți, foarte, foarte gustoși și autentici, tradiționali. Băi, deci e un fel de Coca-Cola sau Pepsi, Trump Up. Îl ridicăm pe Trump, Trump's Up. Hai să vedem ce e aici. Zici că e Pepsi. Deci zici că e Pepsi. Da, mă rog, adaptat Made in India. Am ajuns la plajă. La plaja Sin Kerim, cea din dreapta, care este foarte drăguță, cu mulți palmieri. Și în stânga este și fortul Aguada, care bănuim că se poate vizita. Din păcate am ajuns destul de târziu, e 5:30 după amiază. Nu o să stăm foarte mult pentru că o să ne prindă noaptea pe drum cu scuterele și chiar n-am vrea. Zona asta foarte aglomerată, coborând spre sud, unde am fost noi la plajă pe Calangute, pe urmă a fost Candolim. Cea mai turistică zonă din Goa pe care am văzut-o până acum. Multe magazine pentru cumpărături, restaurante câte vrei, multe scutere și mulți turiști, chiar aglomerată. Adică abia ne-am ținut unul de altul cu scuterul și n-am mers cu viteză mare. Dar am vrut neapărat să vedem plaja. Cred că putem coborâ pe aici, nu? Sigur, da. Hai pe aici. E ok, e frumos. Uite câți palmieri sunt acolo. Foarte frumos, da. Dar uite ce apă turcoaz. Ăsta sunt două ochelari jos. Nu e chiar turcoaz, dar... turcoaz, dar e mai albastră decât la Calangute. Poți face și diferite activități acvatice aici, parasailing, jet ski și așa mai departe, banana ride, speedboat. Nu sunt prețuri foarte mari, de exemplu, parasailing undeva la până în 30 de
de euro, cred că undeva la 26 de euro, maxim 27 de euro de persoană. Deși valurile sunt destul de mari, să știți că apa este foarte caldă, motiv pentru care soțul meu s-a hotărât să facă o baie. Așa, înainte să ne urcăm pe scooter să mergem către cazare, avem vreo 30 de kilometri sunt până la cazare sau mai puțin? Cred că pe acolo pe undeva, între 25 și 30, nu știu exact, m-am uitat. 25 și 30. Hai! Până una alta, mă ocupăm dragilor de aici. Salutare și bine ați venit în Mandrem Beach. Da, dragilor, astăzi am decis să mergem la nord de Morjim, stațiunea în care stăm noi, și am găsit plaja asta foarte frumoasă, curată și aproape goală. Avem și restaurant pe plajă, ca de altfel pe toate plajele din Goa, și ai șezlong cu umbrelă gratuit. Dacă faci consumație la bar, chiar și o băutură, nu trebuie să mănânci. Dar să știți că și prețurile la mâncare sunt rezonabile. Și mănânci pe malul mării și așa o apă frumoasă și curată. Puțin turiști și avem, nu avem umbrele de data asta. Este un acoperiș făcut din, cred că, frunze de palmier, nu? Da. Și chiar n-o să vină soarele. Avem o zi de relaxare. Să vedem dacă mai plecăm de pe plaja asta. Nu avem un plan, dar vă arătăm și vouă cât de frumoasă este zona asta din India, numită Goa, cel mai mic stat de pe planeta India. Plajele din Goa. Genial, nu e nimeni. Foarte. E caldă chiar dacă valurile sunt foarte mari. Ia uite cum se joacă copiii aici. Trebuie printre valuri. Foarte frumos. Super. Zic că este sfârșit de sezon și de-aia nu e așa de multă lume, dar chiar vorbeam cu Mari că și acum 6 ani când am venit în Goa, am venit februarie-martie, cred că era, adică full sezon, dar tot nu era nimeni, erau chiar plaje goale. Superbă zona, mai mergem la plaje încolo, pentru că sunt kilometri de plajă. Kilometri de plajă, da, sute de kilometri de plajă, care aparțin doar de Goa. Nu mai zic și de alte state. Foarte frumos. Am schimbat plaja, am mai mers 3 km și mai la nord și am ajuns pe Arambol Beach,
Dar normal că ne-am oprit la magazinele cu hăinuțe și suveniruri, bijuterii și orice altceva. Fel și fel de chestii drăguțe. Hai să vedem cum e și plaja. Nu o să stăm mult aici, că deja ne-am copt la soare. Ia uite chestii din astea. Mai ții minte că erau și la noi? Când eram eu mică, nu știu cum se numește. Nu știu dacă mai există acum. Și aproape aș zice că am ajuns în Portugalia, foarte frumoasă această zonă. Vedeți și stâncile în depărtare. Sigur se pot face poze frumoase. Și căsuțele astea colorate, bărcile pescarilor. Sunt și cazări, am văzut destul de multe, resorturi. Valurile sunt puternice și aici, dar apa e foarte caldă peste tot, prea caldă. Mergem să facem câteva poze și o să revenim la cazare, dar pe drum vrem să ne întoarcem către Mandrem Beach, pentru că înainte de a ajunge pe plajă, era capătul plajei unde râul se varsă în mare și era o priveliște spectaculoasă. Ne-am propus să ne întoarcem, să oprim pe drumul de întoarcere, așa că doar o să facem câteva poze aici. Uite că sunt, nu scăsuțe, sunt resorturi în față. Foarte frumos, mai aglomerată plaja aceasta decât cea din Mandrem. Dar nu foarte aglomerată, vedeți și voi. E loc pentru toată lumea. Șezlongul, poți sta aici cu prosopul. Drăguț. Și ne-am întors la capătul plajei Mandrem. Uitați și voi, acesta este râul și acolo este Marea Arabiei. Foarte drăguț. Și merge destul de mult, o să mai filmez și de pe scooter un pic, că se vede foarte bine de sus. Foarte interesant, sunt câteva persoane, cred că se vede foarte bine apusul de aici, palmieri și aici, bineînțeles că sunt și de cazare. Uite ce frumos au pintat aici zilele. Multă culoare, ca peste tot în ea. Am ajuns la piața locală din Morjib. Da, Ciobdem Fish Market. E o piață care se deschide după ora 5 după amiază. Sunt ceva pești pe aici frumosei. Niște calamari. Niște creveți, creveți sunt diferite sortimente, diferite prețuri. Și nu știu. Uite cum ce să bine arată și asta. Să ne gătească cineva, că n-avem unde. Să luăm un restaurant, să luăm pește proaspăt și să ne-l frigă, să ne-l prăjească cineva sau creveți. Ok, ia uite așa avem aici. Un resnapper de toată frumusețea. Și am luat și un kilogram de creveți. Și mergem să ne gătească la un restaurant și cred că vom avea o cină de excepție. Da, ne-a trimis băiatul de aici la un restaurant unde ne pot găti contracol, bineînțeles. Ceea ce e foarte bine. Ne e foarte foame și nu avem unde găti, dar totul arată foarte bine, foarte proaspăt. Bro. Haideți că până la urmă am găsit pe cineva să ne și gătească peștele și cei creveți și ne va costa 400 de rupii să ne gătească. Adică 22 de lei. Adică 22 de lei, exact. E foarte bine, foarte convenabil. Toată masa face undeva până în 2000 de rupii, undeva la 100 de lei, 105 lei pentru 3 persoane. Ceea ce e foarte, foarte bine. Și până la urmă am luat un kilogram și jumătate de creveți, că am zis că poate nu ne ajunge, și un pește mare, red snapper.
Și acum așteptăm să vină mâncarea. Suntem foarte încântați că ne-au gătit și probabil că o să venim și mâine, zic eu. Sigur. Ia uitați ce masă copioasă avem. Un kil și jumătate de creveți și un red snapper de 700 de grame. Care de un kil, mă? Un kil? Un kilogram a avut? A avut un kil și 50. Wow. Serios? Da. A, stai, corect, da, că ne-a luat 650 pe un kilogram, da. Ce? Bravo, da. Salată și ne mai aduce ceva. A, puțin cartofi prăjiți, wow! Și am comandat și roti, pâinică tradițională. Deliciu, deliciu! Mamă, mamă, la ce foame avem! Păi ce zic, să avem poftă, adică cu siguranță vom avea. Deci uite aici ce vin ce arăt. Și totodată încheiem și vlogul de aici, din Goa. Vă pupăm pe data viitoare! Da.